România ar putea avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, inițiatorii proiectului vor să construiască un pod care să depășească un record stabilit deja de o structură similară din Italia. Scopul lui este de a atrage turiști și de a dezvolta zona, iar în situația în care va primi finanțare va fi dat în uz în 2 ani. În Comuna Parva din județul Bistrița ar urma să se construiască cel mai înalt pod suspendat din Europa. Potrivit primarului localității, a fost nevoie de patru ani pentru a găsi surse de finanțare. Podul ar urma să aibă 200 de metri și va costa în jur de 6 milioane de euro. Cofinanțarea pentru acest pod suspendat va fi de 120.000 de euro, adică 2%, iar proiectul a fost deja depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Proiectul îl va întrece pe cel care deține în acest moment recordul. Un pod din Italia care are o înălțime de 175 de metri. Acesta a fost inaugurat în luna aprilie. Autoritățile locale consideră că un proiect de o astfel de anvergură are capacitatea de a dezvolta rapid o comunitate întreagă, întrucât ar încuraja turismul. Potrivit estimărilor, în situația în care construirea podului suspendat va primi undă verde, multe locuințe din zonă ar putea deveni pensiuni. Răspunsul privind aprobarea finanțării podului suspendat va veni până la finalul lunii mai. Dacă proiectul va primi banii, podul ar urma să fie pus în funcțiune în anul 2025.